Premierii sălășeni sunt anunțați că cererea unică de plată pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic se depune până la data de 30 mai, anunțat Agenția de Plăși și Intervenție pentru Agricultură. Ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine și ovine se acordă producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care dețin, cresc și exploatează animale de producție identificate și înregistrate în sistemul național pentru următoarele scheme: schema decuplată de producție în sectorul lapte, schema decuplată de producție în sectorul carne, schema decuplată de producție în sectorul ovine caprine, ajutoarele specifice pentru producătorii de lapte și de carne de vită și producătorii de lapte și de carne de ovine din zonele defavorizate se acordă crescătorilor de ovine având exploatații localizate în zonele defavorizate din România prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 pentru următoarele categorii de animale. Vaci de lapte, bivolițe de lapte, taurine din rase de carne și și acestora, tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul sau femele din rase de carne. Cererea unică de plată se depune însoțită de următoarele documente. Documente generale, copie de pe cartea de identitate, buletinul de identitate, pașaport, certificatul de înregistrare la oficiul registrului, comerțului, certificatului de înregistrare fiscală după caz, precum și copie de pe datele de identificare, ale reprezentantului respectiv cartea de identitate, buletin de identitate, pașaport, copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare.